Domnule Președinte al Senatului, stimați senatori, mă mărturisesc astăzi în fața dumneavoastră, nu ca un copil sau un simplu membru al bordului copiilor susținut de UNICEF, ci ca un reprezentant al tuturor copiilor din această țară. Este o mare onoare pentru mine că mă aflu aici. Este o mare onoare pentru mine că mă aflu în instituția care emite legile și ar trebui să aducă sănătate și educație tuturor copiilor din țara noastră. În numele tuturor copiilor, aș dori să vă mulțumesc pentru inițiativele și legile care au fost propuse și dezvoltate în ultimii ani. Totuși, cu aceste mulțumiri, vin și câteva solicitări. Noi, copiii din România, vă rugăm să insistați asupra implementării inițiativelor propuse în ultimii ani. Aici intrând inclusiv completările aduse legii educației 2021 și declarația de la București a copiilor din Uniunea Europeană, dezvoltată și adoptată de copii din întreaga Uniune Europeană, în contextul decizii de către România a președinției Consiliului UE în 2019. Ne-ar plăcea ca în fiecare an să știm dacă legile bune pe care dumneavoastră le-ați votat sunt implementate și în beneficiul copiilor cu dizabilități, din familii sărace, a copiilor care fac parte din minoritățile etnice, a copiilor ucrainieni, a tuturor copiilor care trăiesc în România. Trecutul țării noastre este unul în care exprimarea liberă nu a fost încurajată. După cum bine știm, mediul influențează ființa, iar ființa influențează mediul. Trăim într-o societate în care majoritatea adulților din prezent pur și simplu au crescut într-un context care nu a ținut cont de părerile și opiniile lor. Dar acum ne aflăm într-o societate democratică și, în ciuda acestui fapt, aceste principii vechi încă guvernează viața multor copii din ziua de azi. Copiii reprezintă singura fereastră pe care avem spre viitorul nostru. Gândurile acestora sunt o reflecție a lumii de mâine. Cum ar trebui să progresăm ca țară dacă încurajăm copiii să gândească ca părinților, ca bunicilor și de noi să renunțe la propriile lor idei, opinii și păreri? Dreptul copiilor la participare, prevăzut în Convenția ONU privind la drepturile copilului, este unul mai puțin cunoscut ca dreptul la viață, la naționalitate sau la un nume. Însă este unul la fel de important. Articolele 2, 3, 12, 13, 17, 19, 34 și 36 din Convenția cu privire la drepturile copilului. Articolul 49, alineatul 5 din Constituția României. Legea 272 privind drepturile copilului. Legea educației. Toate acestea fac referire la acest drept pe care îl dețin copiii. De a participa direct la deciziile care privesc comunitățile, familiile sau școlile în care aceștia trăiesc și își desfășoară activitățile. Copiii au dreptul de a-și exprima liber opiniile, indiferent de vârstă, gen, origine și etnie. Iar opiniile acestea ar trebui ascultate. Copiii sunt inocenți. Indiferent de situație, ei reprezintă busola noastră morală. Iar fără moralitate, o societate nu poate exista. Nu putem naviga fără să ne uităm la singurul instrument ce ne poate ghida. Așa că vă rugăm, ascultați-ne și țineți cont de părerile noastre. Toți știm ce înseamnă să fii copil. Toți am avut nevoie de mentori în jurul nostru, care să ne formeze și să ne ajute să devenim persoanele care suntem în prezent. Toți din această sală am fost încurajați de cineva să ne exprimăm opiniile libere. Noi suntem cei norocoși, datorită celor oameni aflăm noi astăzi aici. Dar gândiți-vă la sutele de mii de copii din România care nu au avut și probabil nici nu vor avea șansa de a se face auziți dacă nu intervenim acum. Există comunități de copii în România în care sute de copii trăiesc în noroi, împreună cu șobolanii, în locuințe improvizate construite din carton. Există comunități în care copiii sunt datați ca niște sclavi, obligați să muncească. Comunități în care educația nici măcar nu mai intră în discuție. Nu putem să luăm decizii care afectează acești copii fără să-i consultăm. Nu putem să ignorăm aceste probleme urgente, în timp ce atât de mulți copii sunt defavorizați din atât de multe puncte de vedere și așteaptă pe cineva să-i ajute, să-i salveze. Noi astăzi vrem să vorbim pentru ei, pentru copiii ale căror voci nu se aud, pe care noi trebuie să le amplificăm. O voce pentru fiecare copil, pentru acest lucru luptăm, așa că vă rugăm, ascultați-ne. Când se face o schimbare care ne afectează drepturile, consultați-ne. Când se face o schimbare școlară, consultați-ne. Când se face o schimbare și afectează viețile comunităților și familiilor în care trăim, consultați-ne. Cu instrumente online și offline putem ajunge la toți copiii din România. Ascultați-ne, căci România depinde de noi. Vă mulțumesc pentru